În calitate de reprezentanți și conducători spirituali ai acestei organizații, în numele membrilor bisericilor noastre, prin prezentul comunicat, protestăm și ne arătăm indignarea față de decizia luată cu o mică majoritate de către Curtea Supremă în data de 26 iunie 2015, în cazurile cunoscute ca Obergefell vs. Hodges. Și de asemenea, mai sunt încă trei alte cazuri care au fost în pachet împreună. Această decizie va legaliza căsătoriile persoanelor de același sex pe tot cuprinsul Statelor Unite. Considerăm că unele decizii ale Curții Supreme, cum este și cea cu privire la legalizarea avorturilor și nu numai, au sfidat și batjocorit pe Creator, Constituția Statelor Unite, istoria umanității și legile naturii. Fără să intrăm în argumente de ordin legal, este punctul nostru de vedere că în acest caz, cei cinci judecători ai Curții Supreme au acționat mai mult ca legislatori decât judecători. Actul de lege pentru apărarea căsătoriei, cunoscut ca și DOMA, care definește cu claritate căsătoria ca fiind legală între un bărbat și o femeie, a fost aprobată de Senat cu un vot de 85-14 și de către Camera Reprezentanților cu 342-67. La data de 21 septembrie, în anul 1996, acest act a fost semnat ca lege. Această secțiune a legii a reflectat voința poporului, o corectă și clară interpretare a Constituției și voia lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Faptul că tribunalul a acționat dincolo de limitele sale este evident chiar în cuvintele judecătorilor Curții Supreme care au votat împotriva acestei decizii. De exemplu, judecătorul șef Roberts, unul dintre cei patru, a scris cu elocvență în opoziția sa: Curtea invalidează legile cu privire la căsătorie a mai mult din jumătatea statelor care compun SUA și comandă transformarea unei instituții sociale care a format baza societății umane de mii de ani pentru locuitorii deșertului Kalahari, imperiile chineze, cartagineni și asteci. Cine ne credem noi? Acceptarea căsătoriei ca uniune legală numai între un bărbat și o femeie nu poate reprezenta o violare a Constituției, așa după cum judecătorii liberari vor să ne convingă. Acest adevăr e accentuat de către judecătorul Scalia, care spune: cei cinci judecători care compun majoritatea astăzi se simt pe deplin confortabil să concludă că fiecare stat a violat Constituția în cei 135 de ani care au trecut de la ratificarea celui de-al 14-lea amendament până în anul 2003, când Massachusetts a permis căsătoria persoanelor de același sex. El dezvoltă subiectul afirmând că pentru a instituționaliza căsătoria homosexualilor, Curtea Supremă a fost nevoită să găsească un drept care de fapt nu există. Citez: ei au descoperit în al 14-lea amendament un drept fundamental neobservat de nicio persoană în viață la data ratificării și de aproape toți cei care au trăit de atunci încoace. Frustrarea judecătorului Scalia continuă folosindu-se de un sarcasm direct prin care pune sub reflector aroganța și superioritatea asumată de colegii lui. Acești judecători, citez, știu că a limita căsătoria doar pentru un bărbat și o femeie e contrar rațiunii. Ei știu că o instituție care are aceeași vechime ca guvernul însuși și care a fost acceptată de fiecare națiune în istorie până în urmă cu 15 ani, nu e posibil să fie suportată decât de ignoranță și bigoție. Ei sunt și sunt hotărâți să declare că orice cetățean care nu acceptă această decizie și care aderă la ceea ce până 15 ani în urmă a fost judecata unanimă a tuturor generațiilor și civilizațiilor, e împotriva Constituției. Și suntem de comun acord cu același judecător
când indică faptul că Curtea Supremă și-a asumat puteri investite de Constituție doar în ramura legislativă, nu cea judiciară, și că această mutare este un pericol asupra democrației în sine. Citez: aceasta este o pretenție judiciară directă la putere legislativă, într-adevăr, supraputere legislativă, mișcare în contradicție cu sistemul nostru de guvernare. Cu excepția limitelor așezate de Constituție și aprobate de popor, statele sunt libere să adopte orice legi vor, chiar și acelea care ofensează judecata rațională a distinșilor judecători. Un sistem de guvernare care subordonează poporul unui comitet de 9 avocați nealeși de electorat nu își merită numele de democrație. Închei citatul. Ceea ce credem noi că intenționează decizia Curții Supreme, după cum ne avertizează un altul dintre cei 4, judecătorul Alito, este să stabilească o nouă paradigmă legală care va fi folosită împotriva adevăratei biserici a Domnului nostru Iisus Hristos și a tuturor celor ce se vor împotrivi. Citez: decizia va avea de asemenea și alte consecințe importante. Va fi folosită să calomnieze americanii care nu vor să se supună acestei noi ortodoxii. Pe parcursul exprimării de opinii, majoritatea compară legile căsătoriei tradiționale cu legile care au refuzat tratarea echitabilă a africanilor americani și a femeilor. Implicațiile acestei analogii vor fi exploatate de către cei hotărâți să calce în picioare orice vestigiu de împotrivire. În paranteză, aceia suntem noi. Nu vrem să cauzăm anarhie, nici să instigăm violență, dar trebuie să ne folosim de dreptul la liber cuvânt, fiind statornici principiilor noastre și condamnând decizia acestui tribunal de a proteja păcatul. Nimeni pe acest pământ nu ar trebui să-și asume dreptul de legalizare a nelegiuirii. Noi nu suntem în locul lui Dumnezeu, ci doar oameni muritori care vom sta cu toți în fața Supremului Judecător la sfârșitul vieților noastre pământești. Acest subiect a fost decis de Dumnezeu după ce Adam și Eva au fost creați, atunci când a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup. Genesa 2:24. Suntem credincioși sinceri și devotați învățăturilor Sfintei Scripturi și, prin urmare, nu putem accepta căsătoriile persoanelor de același sex în comunitățile noastre și nu vom accepta niciodată să le oficiem, indiferent de prețul pe care va trebui să-l plătim. Acesta nu este un comunicat al urii față de homosexuali, dar este un comunicat al urii față de păcat. Noi predicăm cu libertate împotriva curviei, minciunii, hoției și multe alte asemenea fără de legi, fără a fi etichetați că i-am urât pe cei care le înfăptuiesc. Nu există nicio bază biblică în virtutea căreia acest act imoral să fie tolerat sau să îi se ofere considerație specială sau unică. Dimpotrivă, pretutindeni unde acest comportament e menționat în Biblie, este condamnat sau pedepsit și întotdeauna declarat ca păcat. Pe lângă alte texte biblice, două pasaje din Leviticul exprimă clar perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui tip de relație. Leviticul 18:22: să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie, este o urâciune. Leviticul 20:13: dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos. Chiar dacă recunoaștem libertatea voinței cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare ființă umană și libertatea de a-și exersa voința, cu toate acestea suntem chemați să respectăm standardul moral așezat de Dumnezeu și să proclamăm acest standard. Acesta este un timp în care trebuie să alegem să nu ascultăm de oameni pentru a asculta de Dumnezeu.
Ne vom ruga fără încetare pentru dregători și stăpâniri, pentru această țară, dar în virtutea libertății religioase garantate de primul amendament, vom continua să vorbim împotriva fără de legii și să-i chemăm pe oameni la pocăință. Ca încurajare pentru toți credincioșii, folosim cuvintele apostolului Pavel din Efeseni 6 cu 10 la 13. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Dumnezeu să aibă milă de noi toți și să binecuvinteze biserica ta, biserica sa și Statele Unite ale Americii. Amin.